Bine am făcut că am întrerupt, am mai amestecat un pic cărțile și a mai venit un mesaj, dragii mei. Și am zis că la un moment dat unii dintre voi ați fost dezamăgit, da? A apărut 5 de cupe. 5 de cupe, cineva plânge. Ori voi, ori ei, cineva plânge că a fost foarte dezamăgit. Cineva a plecat să se simtă bine în altă parte. A luat calea tentației, a luat mărul și asta e, s-a otrăvit, s-a necat cu acel măr. Frumos și găunos, da? Și eventual a trebuit să-și ia timp să se vindece. Să se vindece, să se reconstruiască sau vine eventual cu o împăcare. Vine cu o împăcare, da? Eventual cu o ofertă, rămâne de văzut dacă o acceptați. Mai ales că dacă a mai fost, dați-i timp să demonstreze acest cavaler că merită încrederea. Că dacă vine doar cu pasiune și cu scuză-mă că nu mă fac niciodată. Că te-am pus să aștept să se manifeste această fericire și acest potențial superb. Eu vreau să fiu fericit cu tine. Da, vreau să colaborăm, să facem împreună bani, avere, să schimbăm situația, să ne luptăm cu concurența, să dăm cu toții de cap, să ne echilibrăm, da? E, dacă zici așa, dați-i timp. Dați-i timp că cavalerul uneori poate să fie foarte fain. Sper odată să pot să vorbesc despre cavaleri și potențialii lor. Sunt chiar foarte faini. Dar dați-i timp să construiască, să arate că vă apreciază, că vrea să construiască ceva, da, de durată, nu doar pasiune, nu doar lacrimi, nu doar scuze. Da, ok, bine, evident, și scuzele sunt importante și ele sunt importante. Și ce drăguț! Când am amestecat setul de cărți, a apărut legătură spirituală. Ce vorbisem la înregistrarea întâi? Legătură spirituală. 27, să vă spun ceva. Da? 2 cu 7, 9. Evident, 9. Casa nouă a spiritualității. Poate și la distanță ați fost unii dintre voi. Poate aveți planete în săgetător, voi sau ei. Însă, cineva trebuie să demonstreze dragostea. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne să vă găsiți poziția. Cineva trebuie să demonstreze. Ce zisei mai devreme? Hai mă, Ela, da? Și primiți dragostea cu apreciere. Ce vă oferă, primiți cu apreciere. Ok, dacă vă oferă scuze, primiți-le. Nu fiți franchiunuși, că n-aveți de ce să fiți. Nu, chiar n-aveți de ce să fiți. Am zis, let go. Lăsați acel trecut, dar vorbiți. Vorbiți ce aveți de spus și el și ea și ambele părți, pentru că e importantă comunicarea. Așa. Hai să vedem totuși din seria animal. Wow! Regele de cupe sau balena. Comunicați telepatic. Legătură spirituală. Mă arăt cum comunicați. Puf! Uite! Uite tu aici ce autostradă. Autostradă spirituală, energetică este între mintea voastră, da? Între gândurile ei și gândurile lui. Este transalpină. Ha. Asta e bine că a apărut invers. Cineva încearcă să nu mai fie timid, să iasă din umbră, da? Poate această dragoste ascunsă, care am văzut-o la prima înregistrare, este și din partea lor, da? Poate ei înving timiditatea și dezlănțuie eroul, da? Eroul, cel care se ridică la nivelul vostru, dacă sunteți voi mai sus, sau care vă salvează și vă scot dintr-o stare neplăcută de depresie, dacă sunt ei mai sus, variază, da? Frumos, 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 frumos. Ha. Wow! Și apă și foc, foarte frumos. Și tigru. Tigru care pentru mine simbolizează Marea Preoteasă. Știți că tigru are o simbolistică mai specială. E o dragoste, o dragoste foarte profundă între voi și cineva, voi știți, e această persoană care nu prea a fost exprimată. Și repet, nu vorbesc acum doar despre soare, puteți să aveți lună, Venus, ascendent, chiar nodul nord. Hai să vedem. Ce animăluț vrea să vă transmită mesaje luna aceasta, să vă inspirați din leuți. Wow! Ah, semn de foc, e bine. Ah, șopârliță. Iar a apărut, da?
Ieșiți unii dintre voi din întuneric, din griji, din timiditate, eventual, pentru că aceasta e cartea talentelor ascunse, da? Talente ascunse și am zis că veți și dragoste și, dragoste, și frumusețe ascunsă și aveți și cadouri primite, cadouri sau talente primite. Descoperiți ceva. Descoperiți ceva, că aveți, da, pe calea aerului, comunicare. Că aveți ceva de împărtășit și din cauza aceasta trebuie să ieșiți în lumină și să radiați, eventual, să... Trecând peste chestiunea aceasta cu timiditatea și cu cadourile și cu talentele, această șopârliță vă învață sau vă aduce aminte că trebuie să vă adaptați vremurilor. E soare, e vară, radiați. Aveți timp să stați în umbră când va fi carantină, dragii mei. Să fiți hidden, să fiți ascunși când va fi carantină. Și eventual nici atunci se vor găsi soluții să vă manifestați într-un fel sau altul. Adaptați-vă tot ce faceți la vremurile care sunt și la condițiile vremii, ambient, oamenii cu care aveți de-a face. Nu cereți mai mult de la cei care nu vă pot oferi, în primul rând, da? Dacă cineva nu vă poate demonstra dragostea, dați-le timp, primiți cu apreciere orice vă oferă ei, dar dați-le timp. Am zis, nu așteptați mai mult de la cei care nu au ce să vă ofere. Iar s-a oprit, ia uite, iar s-a oprit la 3 de spade, la dezamăgiri. Cineva v-a blocat, dar acum, sau voi, sau amândoi v-ați blocat. A fost un blocaj, da? A fost un blocaj. Acum se vrea comunicarea. Regele de bâte și... regele de bâte, 10 de monede. Cineva își dorește foarte mult... abundență maximă, stabilitate cu voi, da? Eventual, își doresc să... Că aici e frumos la legăturile spirituale, da? Să vă trateze de la egal la egal. Dacă voi sunteți regii de bâte, nu contează femei, bărbați, trebuie să se ridice la nivelul reginei, da? Rege, regină, da? Dacă sunt ei... Își doresc abundență maximă cu voi, își doresc un nou început, ia uite, stabilitate. Ce frumos, își doresc, da, regina. Regina care le oferă stabilitate. Nu contează aici poziția în care sunteți voi. Își doresc pasiune cu voi, pentru că vă văd valoarea pasiune. Sau un început. Aveți doi ași. Da. Și vor să taie, eventual, să renunțe la toate conflictele, toate nopțile pierdute la boli, la tot, da, să se reechilibreze. Eventual, unora, că sunteți voi, că sunt ei, v-a fost frică de această regină, a zis perechea, contrapartea regelui. V-a fost frică. N-ați avut încredere. Unii dintre voi, că sunteți voi, că sunt ei, ați fugit de această vindecare, de această renaștere, de acest nou început. La un moment dat ați putut să o luați de la zero și nu s-a manifestat din cauza fricilor. Și s-a manifestat fuga. Fuga de vindecare, uite. 4 de spade. Dar mai este o altă variantă, mai există și posibilitatea să fi fost un trio. La un moment dat am zis, s-a văzut pentru unii, nu pentru toată lumea, un trio. Pentru că regina de bâte poate să reprezinte și amanta. Amanta în secret, apar și mincini, da? Cel care fuge, da? Are aventuri, uite, aventurosul, păcăliciu. Și a trebuit să se vindece. Cine a greșit, cine a călcat pe lângă regulile de bună purtare, neapărat pe lângă relație. Trebuie să se vindece. Hai, mai amestec încă o dată, de două ori, de trei ori.
Și încep crucea celtică. Ok. Leu, soarele meu Venus ascende în nodul nord în Leu, august 2020. Ochidocu. Central. Oh, ce frumos! Asul de spade. Comunicare, speaker, cum am zis la prima registrare. Comunicați. Comunicați, comunicați în dreptate, manifestați adevărul și începe să despicați, să faceți cale printre blocaje. Faceți cale printre blocaje. Posibil un semn de aer pentru unii. În trecut, wow, hai să le desfășor ca să le văd mai bine. Oh, frumos! Sfatul, exterior, balanță. Aveți de-a face cu balanță unii dintre voi? Ce vă este teamă? Ce vă doriți? Ce vă blochează și ce vă susține? Ce vă blochează și ce vă susține? Da. Da, ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Iar au apărut la capătul setului de cărți 10 de monede, regele de foc, de bâte, și asul, aventura sau un nou început, cu regina de monede. Și când vorbesc despre regele de monede, nu este obligatoriu, repet, să fie semn soare. Poate să aibă Marte. Un bărbat cu Marte în Leu se poartă ca un rege, da? De bâte. Mai ales bărbat, că Marte reprezintă, este masculin, e planetă masculină. Da? Simt că este vorba de cineva care este căsătorit sau a fost căsătorit. Sau este în continuare. Da. Așa simt. Am zis, cineva a fost căsătorit sau într-o relație de lungă durată și a călcat pe lângă. Acest as de bât arată și o pasiune, o pasiune nebună pentru cineva. Da? Și de ce apare? Pentru că vede valoarea persoanei, regina de monede, nu zic musai să fie semn de pământ, vede valoarea persoanei, vede că este o persoană specială, da? Care manifestă lucruri speciale și evident că este atras, însă, pe de-o parte, a dezechilibrat situația, aventura respectivă l-a dezechilibrat, i-a creat conflicte și au fost discuții, regina de spade, discuții despre sau a încercat să taie situația pentru că, să taie, să vă separați, zic tăiat așa, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, pentru că nu mai putea să doarmă noaptea de griji, de supărări, pentru că se gândea tot timpul, da? La această situație, această ieșire din relația stabilă, da? O chestiune secretă, da? Iar secretă, iar regina de bâte. A fost o aventură. Care? Ia uite. A trebuit să se vindece. La capătul setului de cărți. Acum, în prezent, apare nevoia de adevăr. Da? Nevoia de a explica, de a spune. De a spune că trebuie să lăsăm în urmă trecutul și să manifestăm ceva nou, ceva special. În trecut au fost doi de bâte. S-a blocat. Posibil, pentru că aveți două cărți care arată balanță, posibil că persoana respectivă are planete în balanță. Zic planete, nu zic musai soare. În trecut s-a blocat comunicarea, tocmai pentru că era totuși o relație, da?
Era o relație. Și era o relație patru de monede. În acest moment îl văd ca fiind o relație karmică. Cineva era într-o relație karmică și n-a mai putut să comunice. Pentru că mai avea pe cineva, da? Însă, în prezent, zic eu că sunteți voi. E 8 de cupe. Vă detașați emoțional, pentru că vă doriți adevărul. Până la urmă, asta este în sufletul vostru, este central. Dacă vă gândiți la un semn de aer, că aveți 3 cărți care arată balanță, poate să fie și gemeni, dar eu văd mai mult balanță, iar este posibil pentru unii dintre voi, dar nu vă gândiți toți la balanță. Apare și taur, apar mai multe, da? Ideea este că vă doriți adevărul și pentru că nu s-a manifestat până acum adevărul, voi începeți în acest moment să vă detașați emoțional. Să mergeți către 9 de cupe, da? Către satisfacția voastră, să renașteți, să dați drumul acestui erou interior să se manifeste într-un mod creativ și frumos și strălucitor, nu să stați în lacrimi sau să așteptați sau să sperați, dar degeaba. Și ce frumos este că în continuare, dacă vă detașați de această poveste și Doamne ajută să fac și video pe care vreau să-l fac ca să vă ajute să înțelegeți cum trebuie să vă manifestați când sunteți în separare, dacă vă detașați emoțional, ajungeți într-adevăr la 9 de cupe. La acest erou, da? La această erupție de lumină, care vine pe altă cale. Eu zic că vine pe o cale spirituală și în primul rând lucrăm cu ego pe care toți l-avem, da? În varianta lui pozitivă. Una este să lași pe cineva... nu mă mai gândesc că n-are rău să mă gândesc că m-a părăsit sau că nu vorbește. Nu, trebuie să înțelegeți. Dacă omul respectiv nu vorbește, înseamnă că are o problemă de comunicare, are o problemă acasă, are niște probleme. Și dacă are niște probleme, degeaba îl așteptăm. Și atunci mergeți mai departe, mergem, că și eu am ascendentul, da? Mai departe, către ce? Către satisfacția noastră. Și nu vorbesc chiar din punct de vedere egotiv. Vai, să-mi fac eu... să-mi cumpăr tot ce vreau ca să mă tratez dezamăgirile. Nu. Vorbim de o satisfacție profundă în care învățăm să ne vedem frumusețea interioară despre care am vorbit mai devreme. Să ne umplem paharele. Sunt atâtea lucruri pe care ți le-ai dorit în viață să le faci, hobby-uri, chestii, da? Ai timp acum de ele. Ai timp de ele. Nu vorbesc mai numai de a îți vopsi părul, de a te aranja, de a-ți face manicura, pedicura, a te îmbrăca frumos. Nu doar de asta. Sunt lucruri mult mai profunde, că sunt cupe, da? Chestiuni care te încarcă emoțional. Și atunci, dacă celelalte cupe au fost golite sau n-au fost umplute suficient lângă anumite persoane, mergem în noi ca să ne umplem acolo toate cupele. Prin ce? Prin conexiunea cu Dumnezeu. Pentru că 9 este un simbol spiritual și aveți legătură spirituală 27, 9, da? Și 8 este august, poate spre septembrie să simțiți că eu pot să fiu fericit și cu mine. Sau fericită și cu mine, eu, cu mine și cu Dumnezeu. Și vorbim despre Dumnezeu că trebuie să vorbim. Vă place unora, nu vă place, ăsta e adevărul. Sfatul este să vă echilibrați. Eventual să împărtășiți, dacă aveți abundență, să împărtășiți și altora. Dacă nu aveți financiar, s-ar putea cineva să vă facă cadouri de receive, da? Receive gifts, să primiți cadouțe și să vă echilibrați un pic financiar. Poate unii vă fac cadou, nu știu, niște bani, da? Unii așa fac cadouri bani. Mie nu-mi plac cadourile astea sub formă de bani. Ori sunt sponsorizări, ori sunt cadouri, știți? Dar, în fine, e o echilibrare. Practică, nu neapărat financiară, ca să nu vorbim doar de bani. Poate să fie și așa ceva. Sfatul este să vă echilibrați financiar, să munciți pentru echilibrul vostru financiar. Da, e sfat. 6 e casa a 6-a, a muncii. Munciți pentru echilibrul vostru financiar. Pentru că la capătul setului de cărți aveți 10 de monede. Și aici sunteți voi. Puteți să începeți un proiect, să deveniți, nu știu, să vă faceți o nouă afacere. Vă adaptați, că aveți această șopoliță, am zis, să vă adaptați vremurilor și să găsiți noi modalități de a face bani și de a vă
crea stabilitate financiară. Altă interpretare, că așa e frumos să facem alte interpretări. Da? Poate să fie un proiect, o idee, un hobby. Da? Îl descoperiți în momentul în care vă echilibrați și vă detașați de gândurile negative. Am zis, sfatul echilibrare. Dacă cineva vrea să vă ofere ajutor, primiți ajutorul ca să dați în urmă. Received loved, da? Cu apreciere. Primiți cu apreciere. Unde era? Da. Orice primiți, primiți cu apreciere. Pentru că sunteți fără limite. Și fiți în prezent și visați la viitor. Stai acolo, carte, să nu pici. Dar oricum te-am reținut, da? Dacă cineva vrea să vă demonstreze dragostea, foarte bine. Dacă voi vreți să vă împăcați cu cineva și vreți să demonstrați dragostea, foarte bine. Exterior, ce vă influențează? Justice. Am zis, pentru cineva clar că este o balanță într-un fel sau altul în viața voastră sau cineva, dacă nu musa e balanță cu marcaj, planete în balanță. Sau poate voi aveți acolo ceva și se manifestă într-un fel. Pentru că doi de spade înseamnă și balanța care trebuie să se gândească mult până alege. Exterior, balanță. Oricineva care a fost căsătorit, pentru a trebui să clarific, dar ca să nu clarific, vă dau mai multe variante să vă adaptați voi mesajul. Cineva căsătorit care se gândește posibil la o separare. Ca să se întâmple întâlnirea, da? Union of Hearts, Marele Preot și Marea Preotesă, care i-am văzut în prima înregistrare. Posibil pentru unii să aveți de discutat chestiuni legale, dacă vă mutați, dacă plecați. Dacă plecați dintr-un loc în altul, dacă vă mutați, pentru că aveți și faetonul. Dacă vă mutați dintr-un loc în altul, să aveți de discutat niște chestiuni legale. Desemnat, acte, exterior, vă influențează exterior, da? Nu ne oprim doar la balanță. Am zis, cineva ori se căsătorește, ori o e căsătorit, ori încearcă o separare. De ce vă este teamă de acest cavaler de cupe? Cavaler de cupe. În cazul în care voi ați greșit față de ei, vă este, nu știți cum să veniți cu această ofertă de împăcare. În cazul în care. Pentru alții. Cavalerul de cupe. Vă este teamă că dacă vine cu împăcare s-ar putea să cedați, să vă emoționați, că voi sunteți firi emoționale, da, lei sunt emoționale. Eventual vă este teamă că acest mesager, această întâlnire, dacă se va manifesta, când se va manifesta, că e în poziția fricilor, să nu rămână doar așa. Să nu rămână doar așa, în poziția fricilor. Pentru că voi vreți adevărul, nu vreți doar un gest de împăcare, doar o cupă cu înghețată, un suculeț, o cafea, un vinuleț, da? Nu vreți doar așa. Vreți adevărul, în poziția fricilor. Și, într-adevăr, se vede, vreți să mergeți către steaua voastră, vreți să despicați cu sabia, despicați în munți ca să mergeți către destinul vostru și sperați, dacă acum vă detașați emoțional dintre voi, în septembrie, 9 de cupe, începe să sperați, pentru că vă umpleți cupele într-o formă. Rămâne de văzut și la următoarele etalări care vor fi, sper să fac și pe jumătatea lunii, să vedem ce se va manifesta. Vreți să mergeți către destinul vostru. Și pentru asta aveți nevoie de adevăr. Că veți comunica cu ei, că este o idee, da? O idee. O idee care vă duce către stabilitate, iar variază. Însă, vreți să vă regăsiți puterea, pentru că în acest moment unii dintre voi trebuie să vă detașați ca să vă regăsiți încrederea, puterea, echilibru financiar și satisfacția emoțională ca să mergeți, să fiți determinați să mergeți către destinul vostru. Ce e interesant că ce vă blochează, am mai adăugat niște cărți luna aceasta la această cruce, ce vă blochează este șase de băte.
6 de bătăie este o victorie, similar cu faetonul. Similar. Însă faetonul merge către destinul său. 6 de bâte uneori poate să fie concentrat prea mult pe atenția pe care o primește de la cei din jur și să uite de destinul său. Este în poziția blocajelor. Posibil, dacă persoana cu care aveți de-a face este mai egoistă, să vă blocheze într-un fel. Dacă voi aveți tendința asta să fiți o leacă, prea concentrați pe atenția pe care o primiți de la ceilalți, atunci țineți minte că acesta poate să fie un blocaj. Accesați adevărul din interiorul vostru, că am vorbit că și inima a fost un pic mai devreme la prima înregistrare. Se schimbă ceva în structura voastră interioară. Da, probabil pentru unii vă este și teamă de cavalerul de cupe să nu deveniți prea emoționali. Unii. Sper că înțelegeți mesajele. V-ați obișnuit, cei care sunteți abonați fideli. Vă pup pentru fidelitate. Ce vă susține? Fiți atenți. 7 de bâte. Deci vă blochează 6 de bâte și vă susține 7. Adică, nu căutați victoria de dragul atenției, de dragul de a ieși în evidență. Mai bine fiți un pic mai precauți, luptați pentru ceea ce aveți, apărați-vă eventual acest nou adevăr. Apărați-vă când veți ajunge la satisfacții emoționale profunde, apărați-vă acest 9 de cupe. Apărați-vă destinul în cazul în care aveți vreo idee, pentru că și asul reprezintă, asul de spade, o idee, un gând, da? Dacă vine cineva să se împace cu voi, vă blochează ego-ul. Încercați să nu fiți egotici, dar să fiți precauți. Îi ascultați, dar trebuie să demonstreze asta pentru că v-a apărut. Demonstrați dragostea. Vă dau mai multe variante, dragii mei, că așa vă dau eu. Și de-aia ascultați la mine. Cineva trebuie să demonstreze dragostea. Și asta se face, dragii mei, în timp și cu răbdare. Că a apărut și temperanța la un moment dat. Da? Ideea este că, totuși, ego-ul, deocamdată în august, într-o formă sau alta, se manifestă pentru că a apărut diavolul, obsesia cuiva. Frici. Nu musai adicții. Pentru unii poate să fie și a treia persoană, evident că e un trio, o tentație. Da? Tentația poate să vină această dorința cuiva de împăcare, dar aici este marea problemă și provocare. De-aia zice că sunteți susținut să fiți mai precauți, să nu fiți chiar cu brațele deschise, voi sau vorbesc de voi. E etalarea voastră. Dați-le timp să demonstreze dragostea, pentru că dacă persoana vine să se împace doar din ego, doar pentru că nu și-a găsit perechea, doar pentru că persoana cu care s-a dus, s-a mai dus cu altcineva sau nu le-a satisfăcut eu știu ce așteptări și se întorc la voi, nu. Ok, iertăm, trebuie să iertăm că noi iertăm oamenii pentru noi, nu pentru ei. Dar aici e problema. Împăcarea. Că am luat de la frică. Cartea fricii. Împăcarea. Împăcarea trebuie să aibă loc sub o altă formă, nu sub o formă egotică. De-aia va apărut și justiția ca și influență exterioară, de-aia va apărut și asul de spade în centru. Dați-vă timp de creștere împreună, de împăcare, de a vă demonstra unul celuilalt dragostea. Justiția înseamnă și nevoia cuiva. Da, acest cavaler de cupe sau 6 de spade, cine vine în viața voastră trebuie să vină în echilibru. Voi trebuie în primul rând să vă echilibrați viața ca să atrageți această energie de la persoana care vine. Dacă voi nu sunteți echilibrați, le transmite starea de dezechilibru într-o formă sau alta, că aveți legătură spirituală, da? Spiritual connection. Le transmiteți pe cale telepatică și dacă vin să se pace, să încerce ceva, încă nu vin vindecați. Așa văd.
Eventual, aveți grijă, acest diavol poate să fie... Nu mă mai împac cu tine că m-ai supărat. Da? Și apare iar tăcerea. Dacă manifestați acest diavol, apare iar tăcerea, pentru că acest diavol trebuie lucrat. Diavol, nu e diavol. Această toxicitate. E o atitudine. Aici e ego. Între voi doi e mult ego. Mult ego. Trebuie echilibrată situația. Trebuie făcută justiție. Și cine vine din exterior la voi trebuie să se manifeste corect. Și ca să se manifeste, interesant este că asta a apărut justiția în exterior și sfatul vostru e să aveți ce? Tot balanță, dragii mei. Sfatul este, repet, ca să vă intre unora în cap. Trebuie să vă echilibrați voi ca să le transmiteți această energie și să se manifeste și la ei. Dacă nu se manifestă acum, ok, mulțumesc de întrevedere, mulțumesc de ofertă, hai să vedem ce va fi peste o lună, peste două, peste trei, peste patru, cum te vei manifesta atunci? Ha, sau vrei totul acum repede? Nu. Deci, trebuie să tratăm acest diavol cu rugăciuni, cu înțelepciune și să încercăm să punem lumină în acest întuneric, în această obsesie, tentație, ego, frică, da? Mândrie. Și dacă vine oferta cu împăcare, fiți selectivi, că asta e cartea mea pentru selectiv, da? Vine cineva, păstrați-vă echilibru emoțional, regele de cupe. Da, există dragoste, nu zice nimeni că nu există dragoste, trei de cupe. Da? O, ce frumos! Soarele. Când va fi, probabil mai spre septembrie, pentru că nouă de cupe apare în viitor îndepărtat, e nouă, am zis că mai spre septembrie, soarele ăsta, da? Asta așa ca și final. Ia uite-le. Ho, 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 de la diavol trebuie lucrare, lucrare până la soare. Și nimeni nu se... Să fim serioși, ați văzut și când făceam teme la matematică, la română, de câte ori trebuia să repetăm ca să înțelegem o lecție. La fel și în viețile, în lecțiile de viață. Da? Ne trebuie timp. Dar apare soarele. Apare soarele. Există dragoste. Există trezire spirituală. Trezire. Trezirea cuiva. Care deocamdată manifestă acest ego, manifestă tentația, pasiunea. Că am văzut cavalerul de bâte. Am văzut mai devreme, cred că la prima înregistrare sau chiar la începutul acestei înregistrări, nu mai știu. Da? Acest erou care arde de pasiune, că o fie el că sunteți voi, trebuie, dragii mei, să nu rămână doar în starea de foc. De pasiune, trebuie să se ridice un pic deasupra la celelalte niveluri și să manifeste și înțelepciune și conexiunea cu spiritualitatea, cu divinitatea, cu lumina, cu la, la, la. Cam aceasta e etalarea, vă pup! La mulți ani! Dragoste, pace, creștere spirituală! Pa!